Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi, alături de noi, este Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală și vom vorbi despre meditație. Despre meditație ca rutină sănătoasă. Cum să medităm? Ghid practic pentru atingerea echilibrului interior este cartea pe marginea căreia vom vorbi astăzi, de Kathleen MacDonald, o carte publicată în colecția Alter Ego a editurii Herald. Lumea modernă, putem spune că se confruntă cu foarte multe provocări. Învățăturile tradiționale ne prezintă agitația minții ca sursă principală a acestor provocări. Iată așadar, discutăm despre meditație și cum reușim să facem din meditație o rutină sănătoasă, un obicei sănătos, iată, mai ales acum la început de an. Care sunt diferențele dintre a medita singur și a avea parte de o meditație ghidată? Indiferent că vedem un tutorial, eu știu, poate pe un canal de YouTube sau atunci, cel puțin când ne-a permis contextul, ne-am întâlnit într-un grup și, bineînțeles, a existat un maestru, să spunem, care ne-a ajutat, ne-a ghidat în practica meditației. Claudia. Bună, Sorin, și mulțumesc mult de invitație. Astăzi vorbim despre o temă care mi este foarte dragă, care este despre meditație, care este o practică care ne ajută, în primul rând, să ne conectăm cu noi, să intrăm în contextul nostru, în interiorul nostru și să ne focalizăm în prezentul nostru atunci când medităm. Sigur, tehnicile sunt variate în funcție de direcția, de filosofia în care mergem și tehnica este util să o alegem în funcție de rezonanța cu care ne simțim noi mai bine, dar în principal, să zicem, meditația ca un obicei sănătos ne ajută tocmai să găsim acel punct de liniște, acel punct de centrare interioară care ne va deschide către alte soluții, către o modalitate mai bună de a găsi răspunsuri la ce ne frământă sau la întrebările pe care le căutăm. Acum, atunci când medităm, atunci când închidem ochii și suntem centrați în interiorul nostru, primul lucru care apare sau de care devenim conștienți este de mintea noastră. Gânduri care trec tot timpul prin minte, în funcție de interesele noastre sau de felul în care suntem noi. Dacă avem o preocupare, vor apărea gânduri despre preocupare respectivă. Că e copilul, că e jobul, că e proiectul, că e mama, că e etc. Dacă avem o tendință spre anxietate, atunci sau trăim într-o stare de alertă permanentă în viața de zi cu zi, atunci când începem să practicăm meditația, vom avea tendința de a fi foarte atenți la exteriorul nostru și nu la interiorul nostru. Deci vom auzi sunetele, dacă merge sau nu vecinul sau vecina pe sus, dacă trece o ambulanță, dacă ceva se mișcă, etc. Da, deci această, la începutul practicii meditațiilor, toate aceste lucruri vin și devenim sau avem șansa să devenim conștienți de felul în care acționăm noi zi de zi. Ideea principală este să putem să focusăm atenția în interiorul nostru, în prezentul nostru. Pentru că atunci când trăim foarte îngrijorați, fie pentru ceea ce s-a întâmplat, fie pentru ceea ce se va întâmpla, noi nu suntem în momentul prezent. Și atunci riscăm să pierdem ocazia de a face alegerile în prezent prin care să putem crea acel viitor pe care ni-l dorim. Pentru că fiind fie în trecut, fie în viitor, vom alege sau vom lua decizii în funcție de acest trecut sau de acest viitor imaginar, dar nu neapărat vom fi conștienți de ceea ce vrem să creăm noi acum în prezent. Deci meditația, atunci când începem să o practicăm, ne ajută în primul rând
să lăsăm, dacă doar observăm ce se întâmplă în interiorul nostru, gânduri pe care trec, amintirile care vin, fără să le fixăm cu atenția, pot să apară senzații în corp sau stări mai plăcute, mai neplăcute. La un moment dat, cu practică, aceste lucruri se reduc. Mintea începe să se liniștească pentru că învățăm să focalizăm atenția spre un subiect anume. Cea mai ușoară modalitate de a intra în meditație este să urmărim respirația. Fie că punem atenția în zona asta nasului, unde intră aerul și iese aerul, și doar urmărim cum intră și iese aerul, la un moment dat, mintea, pentru că noi avem atenția tot timpul în exterior, se va duce către exterior, o aducem din nou la punctul nostru de atenție. Ne amintim ceva, o aducem din nou în punctul de atenție. Cu practică, învățăm să focalizăm atenția. Focalizarea atenției ne ajută să trăim mai mult în prezent sau să ne putem concentra mult mai bine energia, nu doar atenția, pentru că odată cu atenția adunăm și energia în jurul acelui subiect, să trăim în prezent. Deci, dacă lucrăm la un proiect, vom putea să focusăm atenția noastră la proiect și atunci vom deveni mai eficienți, mai creativi, vom lucra mult mai repede, deci timpul care ne consumă de obicei se va reduce și încetul cu încetul viața noastră va capăta un alt ritm mult mai favorabil pentru noi. Un alt punct de focalizare a atenției este tot prin respirație în zona pieptului. Simțim cum pieptul se mărește atunci când inspirăm și cum se contractează sau se reduce când expirăm. Pentru multe persoane este mult mai ușor să focalizeze atenția în piept decât în nări. Ideea principală, în afara de focalizarea atenției, cum am explicat mai devreme, este că atunci când ne centrăm în viață, pe respirație, suntem conectați cu viața în sine. Pentru că atunci când respirăm, putem trăi. Și respirația urmărește și ciclurile vieții. Odată se extinde și odată se contractă. Odată floarea se deschide și după care se duce. Lasă după sine semințele ca să poată să renască o altă floare. Este ciclul vieții și fiind conectați cu respirația noastră, în mod automat sau în mod inconștient, vom intra în contact cu acest ritm. Pe măsură ce noi ne conectăm cu această mișcare a respirației, implicit și în timp, respirația noastră devine mai lentă și mai profundă. Chiar dacă nu se simte din primele meditațiile pe care le facem sau din primele încercările pe care le facem, dacă avem o practică regulată, să nu zicem zilnică, vom vedea că încetul cu încetul felul nostru de a respira se schimbă. Pentru că mișcarea aceasta, pe măsură ce respirăm și focusăm atenția în zona pieptului sau pe respirația, ea încetul cu încetul devine mai lentă, mai profundă. Și asta aduce după sine o stare de relaxare musculară și o stare de liniște mentală, care ne duce în interior, pentru că în zona aceasta a pieptului avem un centru energetic, centrul inimii, care e, să zicem, un pod sau o ușă care va conecta latura noastră umană, latura noastră materială, cu latura noastră energetică sau spirituală. Acolo se întâlnesc, fiind atenția noastră în piept, de asemenea, în mod automat, cu timpul, intrăm în contact cu acest centru energetic. Și prin el intrăm în contact cu sufletul nostru. Prin sufletul nostru intrăm în contact cu latura
noastră spirituală, cu scânteia noastră divină și intrăm în contact cu ceea ce se numește conștiință extinsă, conectarea cu Universul. Acolo găsim o ușă simplă pentru a intra în contact cu totul și de aceea de multe ori atunci când medităm pe un subiect anume sau dorim să primim un răspuns anume, răspunsurile sau soluțiile la ceea ce căutăm vin mult mai repede pentru că intrăm în contact cu acea zonă unde toate răspunsurile sunt la îndemână. Mai ales că atunci când focalizăm atenția în zona aceasta, mintea noastră se aliniază încetul cu încetul, mult mai ușor cu sufletul nostru. Și atunci soluțiile care vin în meditație ajung la nivel conștient pentru a putea fi mai târziu manifestate. Acum, noi o să primim răspunsurile care se duc în mintea noastră. Și de acolo decidem noi dacă le vom materializa, le vom duce la în viața de zi cu zi sau nu. Pentru că pot să primesc un răspuns, cum la un moment dat îmi venea în meditație un răspuns fată vele de Y lucru. Mi-a luat luni de zile să-mi dau seama că făcând acele tabele mi se soluționau multe probleme pentru că mintea mea nu prindea legătură dintre acele tabele care îmi veneau ca soluție în meditație și dificultățile pe care le aveam eu atunci. Dar la un moment dat m-am prins și am zis dacă tot îmi vin tabelele astea, hai să le fac să vedem ce se întâmplă, că nu vedeam mental legătură. Și în momentul în care le-am făcut, într-adevăr, s-a declanșat tot felul de procese cu echipa mea de lucru, în care am găsit multe soluții pentru dificultățile și în câteva săptămâni am putut să iau decizii care nu... Am văzut soluțiile și am putut să iau deciziile pe soluțiile alea care nu le văzusem luni de zile. Meditație, de respirație, mă gândeam puțin mai devreme cât de important este și cred că este cel mai esențial lucru în ceea ce privește și partea de meditație, dar pe care o regăsim importanța respirației, cum ar fi respirația holotropică, o găsim și în alte tehnici meditative sau chiar în alte forme spirituale, yoga, uh-huh, în terapii poate alternative, complementare. Respirația este extrem de importantă. Vreau să te întreb, cum facem din meditație o rutină sănătoasă? Pentru că sunt persoane care meditează singure, poate acasă, dimineața, înainte de a începe ziua, sau poate chiar seara, să spunem, înainte de culcare, 5-10-15 minute, jumătate de oră, cât simte fiecare. Și ce înseamnă o meditație ghidată? Uh-huh. Acum, indiferent că vorbim despre o meditație ghidată, faptul că de cele mai multe ori cam toate lucrurile pe care le facem, le facem, din păcate, în online. Și atunci mă gândesc că putem avea parte, să spunem, cum spuneam la începutul discuției noastre, despre o tehnică de meditație văzând un tutorial pe YouTube, sau putem intra, să spunem, în online, da? Cu maestrul nostru, care are un curs de meditație, cum probabil că faci și tu, și unde se strâng toți colegii, cursanții, și facem o meditație ghidată. Mă gândesc că meditația ghidată este cumva necesară la începuturile practicării meditației, atunci când ești un începător, să spunem, iar în momentul în care știi foarte bine ce presupune de la început până la sfârșit o tehnică sau mai multe tehnici de meditație, uh-huh, practica meditației o faci singur, atunci când simți, uh-huh, această nevoie.
Va depinde de un pic de personalitatea și contextul fiecarei persoane. Vor fi persoane care vor începe în individual și încetul cu încetul se vor duce în grup, cum sunt alte persoane pentru care este mult mai ușor să înceapă în grup și după care să continui în individual. Acum, diferența e de câmp. Când eu meditez în individual, sunt eu cu câmpul meu, ghisii mei, îngerii care mă ajută, etc. Deci am un câmp în interior, de obicei este în casele noastre. Da? Acum, ca și timp, când meditez în individual, este, ce recomand eu este să fie cât mi este mie confortabil. Pentru că dacă eu încep cu o tehnică care zice că trebuie să stau jumătate de oră, dar anxietatea mea îmi face să stau jumătate de oră așa, de obicei persoana respectivă lasă, pentru că e prea neplăcut pentru ea. Și eu recomand să stea cât este confortabil, 5 minute cu conectarea cu respirația, după care, pentru că starea de bine se instalează încetul cu încetul, va face în continuare și va mări 10 minute, 15 minute, până când va ajunge la jumătate de oră și va putea să facă meditația aceea care și-a propus. Eu merg mai mult, propun mai mult să crească treptat. Dacă începem în individual. După care, încetul cu încetul, această stare de relaxare și de deschidere interioară prin conectarea cu sufletul va duce intuiții, soluții, propuneri care vor largi, să zicem, practica meditației. Dar medităm pentru că ne este bine atunci când medităm și după meditație viața noastră de zi cu zi este mult mai lejeră și este mult mai liniștită. Și acesta este o motivație, prin experiența aceasta, o motivație suficientă ca să putem să continuăm practica meditației. Acum, când medităm în grup, este vorba de câmpul grupului. Deci există cineva care ghidează meditația, care are un câmp, să zicem că ne-am adunat toți începătorii și facem o meditație în grup. Să zicem că pe rând cineva va ghida meditația, va ghida respirațiile sau conectarea cu sufletul. Atunci când medităm în grup, fie că e mic, fie că e mare, asta este mai puțin important, energia grupului, adică energia fiecarei persoane care este inclusă în grup și meditează împreună cu noi, susține câmpul celorlalți care sunt în grup. Și atunci, beneficiile meditației se măresc, tocmai pentru că câmpul se sprijină unul cu celălalt. Atunci când medităm în grup sau și ghidează cineva care are un câmp mai curat sau mai mare, să zicem, e un ghid, un guru, câmpul acelei persoane susține câmpul persoanelor care meditează. Adică dacă eu meditez cu un maestru budist, să zicem, sau cu un maestru yogin sau un șaman sau etc., câmpul acelui maestru mă va susține prin resonanță câmpul meu și mă va ajuta să ajung într-o profunzime mai mare a mea, sau câmpul lui de susținere mă va ajuta să găsesc sau să intru în contact cu zonele acelea care necesită vindecare în interiorul meu și va fi mult mai ușor să vindec anumite lucruri sau să găsesc anumite răspunsuri pe care le caut. De asemenea, când facem o meditație ghidată online, să zicem, fie că am cumpărat o meditație, fie că le găsim pe YouTube, fie că cineva ne-a trimis un audio sau etc., de asemenea, este vorba de câmpul persoanei care ghidează meditația,
cu intențiile și cu tot ce are persoana respectivă în momentul respectiv și energia care este trimisă în timpul meditației mă va ajuta și mă va susține în a găsi anumite răspunsuri sau să vindec anumite lucruri în interiorul meu. Acum, o meditație ghidată înseamnă că persoana care ghidează urmărește niște pași, ne va ajuta să ne concentrăm atenția pe respirație sau pe corp sau și va da anumite instrucțiuni prin care noi vom ajunge ghidați de ei să conectăm cu acele părți din noi care, pe care le căutăm. Fie că e conectarea cu sufletul, fie că e găsirea unei soluții, fie că este conectarea cu nu știu, ghizii noștri sau ingerii noștri pasitorii sau în funcție de tipul de meditație pe care îl facem. Sau să curățăm chakrele sau să le armonizăm sau să vindecăm anumite părți din noi, că sunt psihice, emoționale, fizice, etc. În funcție de tipul de meditație pe care e ghidata pe, de la care vrem să participăm. Dar câmpul este diferit, pentru că din feedback-uri pe care le-am primit, din meditațiile pe care le fac în grup, înainte de pandemie le făceam în grup față în față. Și persoanele care participau atunci și participă acum la meditațiile în grup online îmi spun că simt diferit. Că, cum să spun, senzațiile pe care le au în corp, curățările pe care le faceam sau armonizările pe care le faceam în grup față în față le simțeau mult mai puternic decât acum în online. În online le simt de asemenea și se lucrează și de asemenea văd că eu, îmi spun că e o diferență când reiau meditațiile singur, adică meditațiile pe care le facem în grup, le reiau singur, simt și ei o diferență. Și este vorba de susținerea grupului și cum energia dintre persoanele din grup se susțin una pe cealaltă. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, despre meditație. Cum facem din practica meditației o rutină sănătoasă, atât de, să spunem, benefică de necesară în viața noastră pentru a dobândi echilibrul și armonia interioară și mai ales atât de mult dorita stare de bine. Am vorbit pe marginea cărții cum să medităm. Ghid practic pentru atingerea echilibrului interior de Catherine McDonald. Foarte pe scurt am să vă citesc câteva titluri de capitole din această superbă carte. Este vorba despre partea întâi, mintea și meditația, de asemenea partea a doua, stabilirea unei practici de meditație, apoi meditațiile asupra minții, meditațiile analitice, meditațiile de vizualizare, rugăciuni și alte practici devoționale. Așadar, cum să medităm, ghid practic pentru atingerea echilibrului interior. Pe noi ne puteți urmări în continuare și toate materialele video cu invitații noștri le puteți urmări pe canalul de YouTube al Editurii Herald, dar și pe pagina oficială de Facebook a Editurii. Mulțumim încă o dată, Claudia Jimeno. Noi ne dăm... și eu. Noi cu drag, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! La revedere!